Avocado News, jurnal pentru copii. Avocado News, jurnalul elevilor de la Școala TV Dicție.ro. Bună ziua, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, jurnalul construit de elevii Școlii TV Dicție.ro, special pentru cei mici, dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor. Nu ne supărăm! Iată principalele titluri. Matematica redevine materie obligatorie în liceele din Franța. Astronauții se pregătesc pentru viitoarele misiuni din spațiu pe un vulcan din insulele Canare și să aflați cine se joacă mai mult pe telefon, să fie fetele sau băieții. Vă spunem imediat în jurnal. Acum vă propun să începem. Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din România devine disciplină opțională pentru elevii de liceu. În acest sens a fost deja promulgată legea. Ce vor învăța elevii exact, ne va spune colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Ana Țânțarcu. Bună ziua, Ana! Bună ziua, Andy! Inițiatorii legii vor ca elevii să aibă posibilitatea de a studia faptele din istoria recentă a României. Disciplina va fi introdusă din toamna anului viitor. Timp suficient pentru Ministerul Educației să vină cu un manual și să pună la punct programa. Disciplina rămâne opțională pentru elevii aflați în ultimul an de liceu. Pentru că e vorba despre o materie nouă și profesorii vor avea timp să se pună la punct cu materia. Toți elevii de liceu din Franța vor face obligatoriu matematică la liceele teoretice din toamna anului viitor. Anunțul a fost făcut de Ministrul Educației. Le spune mai multe colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Gabriela Țene. Bună ziua, Gabriela! Bună ziua, Andy! Din 2019, matematica nu mai era obligatorie la BAC în Franța și trebuie să recunoaștem că mulți i-am invidiat pe elevii francezi. Dar iată că acum specialiștii au ajuns la concluzia că fără matematica nu e bine, așa că au decis să o reintroducă în program. Trebuie să precizăm că matematica va fi reintrodusă ca opțional, adică programa va fi mai lejeră, iar elevii vor da nas în nas cu matematica din clasa a 10-a. Agenția Spațială NASA a trimis cu succes un satelit nu mai mare decât un cuptor cu microunde să orbiteze în jurul Lunii. Ne oferă detalii despre reușită colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Vladimir Iordoc. Bună ziua, Vladimir! Bună ziua, Andy! Satelitul denumit Capstan a finalizat o manevră inițială de inserție pe orbită, adică și-a pornit propulsoarele pentru a poziționa nava spațială pe orbită. Capstan a decolat la bordul unei rachete Rocket Lab Electron de la un spațioport din Noua Zeelandă, luna iunie. Satelitul va începe să parcurgă o orbită semnificativ alungită care ar trebui să dureze 6 luni. Orbita urmează traiectoria pe care o va avea viitoarea stație spațială Gateway odată ce va fi în funcțiune. Stația spațială Gateway, în care este implicată și Agenția Spațială Europeană, urmează să servească drept stație intermediară pentru misiunile cu echipaj uman către Lună și mai târziu posibil și ca stație pentru misiuni către Marte. Horizon crossing. AOS,
exciting news there from Mission Control. We have had confirmation that the Hypercurie engine lit up and fired Photon and Capstone on its ballistic lunar trajectory toward the moon. Set to deploy in 5, 4, 3, 2, 1. Deploy. Astronauții de la Agenția Spațială Europeană și de la NASA se pregătesc pentru viitoarele misiuni din spațiul îndepărtat. Ei se antrenează pe un vulcan din insulele Canare. Ce fac astronauții exact? Aflăm imediat de la colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Nicolas Parichi. Bună ziua, Nicolas! Bună ziua, Andy! Câmpuri de lavă, înnegrite cratere și scurgeri vulcanice, ai zice că te afli pe lună. În realitate, este peisajul din Lanzarote care aduce atât de mult cu geologia de pe Lună și Marte. Tocmai de aia, Agenția Spațială Europeană și NASA își trimit aici astronauții pentru a se antrena. În acest loc găsim tipuri de lavă foarte, foarte asemănătoare cu cele care se găsesc pe Lună. Prin urmare, nu e de mirare că astronauții consideră locul un teren de antrenament unic. Stagiarii învață să identifice eșantioane de roci, să le colecteze, să efectueze analize ADN în situ asupra unor microorganisme și să comunice rezultatele către centrul de control al misiunii. Hai să aruncăm și noi o privire! O dronă spațială a armatei americane, X-37B, a revenit la baza de la Cape Canaveral, în Florida. Drona a aterizat acasă după ce a petrecut aproape 2 ani și jumătate pe orbită, a anunțat compania Boeing. Ne spune mai multe colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Eric Dino. Bună ziua, Eric! Bună ziua, Andy! Naveta fără pilot al cărei prin zbor a avut loc în 2010 a petrecut în total peste 10 ani în spațiu, în cursul ultimelor sale 6 misiuni. Ea nu încetează să bată recorduri și furnizează o capacitate fără pereche de a testa și integra rapid noi tehnologii spațiale, a declarat vicepreședintele Boeing Space Jim Kilton. Aparatul are 9 metri lungime, o anvergură a aripilor de 4,5 metri și este alimentat cu energie de panouri solare. Misiunea urma să testeze reacțiile anumitor materiale în spațiu, să evalueze efectele radiațiilor ambientale în spațiu asupra unei serii de semințe și să transforme radiațiile în energie radioelectrică, a explicat armata. Taylor Swift este marea câștigătoare a MTV Europe Music Awards 2022. Am tot vorbit despre albumul ei nou care doboară recorduri după recorduri. Iată că acum a sosit momentul ca artista să fie recompensată cu premiul cel mare decernat de celebrul post de televiziune. Detalii primim de la colega mea de la școala TV Dicție.ro, Larisa Marinescu. Bună ziua, Larisa! Bună ziua, Andy! A fost o ediție în care Taylor Swift a strălucit. Cântăreața a fost starul MTV Europe Music Awards de anul acesta, cu 4 trofee obținute. Găzduite de Rita Ora și Taika Waititi, evenimentul a onorat favoriții fanilor la 20 de categorii.
Taylor Swift a câștigat cele mai importante premii, printre care Best Artist, Best Video și Best Pop. Spectacolul a avut loc într-o atmosferă cu lumini, elemente grafice și multe alte surprize. Gazdele Rita Ora și Taika Waititi au îmbinat moda și distracția cu lucruri și momente de neuitat. Trecem și noi în revistă rapid câștigătorii. Excited to be here for the EMAs. The EMAs have always been a celebration of the most innovative work in music video. It's so good to be back at the EMAs. Make some noise for Ava Max. We'd love to dedicate this award, and in fact our whole album, to the people of Ukraine. Gorillaz featuring Thundercats. These nominees have exploded onto the scene. 17. 17. We are 17. Thank you, EMAs. There's something special about two creative forces coming together. We met 8 years ago when we did Hey Mama together with Nicki Minaj. Murdoch Nichols here from Gorillaz. It's my great pleasure to accept this award for Stoke-on-Trent's Rear of the Year. Hi everyone, I hope you're having a great time at the show. Germany has a special place in my heart. I just wanted to say personally, I love you so much. I can't believe I get to do this as a job. I'm so honored to have won the EMA for Best K-pop this year. Making this video was honestly one of the greatest experiences of my life. Taylor Swift! I know how hard it is to be in pop music. You gotta wear a lot of sequins. The best Latin artists at this EMAs. Best electronic. Thank you to all the fans that voted for me, and let's keep on dancing. From Kyiv, Ukraine, it's Kalush Orchestra. I'm so excited to be here celebrating all this great music. I can only explain this by saying that the fans willed this to happen. With an exclusive version of their hit Power, Spin All, and Ayana featuring Nasty C. Crystal Dorf, you've been amazing. We're about to take everything and finish this tunnel. I love you so much. That. Thank you so much. Don't know what that is. Mascotele pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din 2024 au fost lansate săptămâna aceasta la Paris. Pentru prima dată în istoria olimpică, mascota nu este un animal. Ne spune mai multe colega mea de la școala TV Dicție.ro, Elisa Popescu. Bună ziua, Elisa! Bună ziua, Andy! Ele au la bază ideea de libertate și au luat forma bonetelor frigiene, articolele de îmbrăcăminte, care au simbolizat libertatea pentru francezi de secole. Boneta frigiană de culoare roșie și cu vârful îndoit înainte a fost adoptată și de cei care au făcut Revoluția franceză din 1789 ca simbol al luptei pentru libertate. Aceasta s-a răspândit ulterior peste tot acolo unde au ajuns armatele Franței. În prezent, Marian, purtând boneta frigiană, a devenit un simbol al Republicii franceze. Bonetele Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 au fost redate ca niște figuri drăguțe, asemănătoare ștrumfilor, calculate pentru a capta în special atenția tinerilor. Boneta are și un moto olimpic. Singur merge mai repede, dar împreună merge mai departe. Thank you.
2014, de a 13-a campanie a sa anuală de strângere de fonduri. Miza o reprezintă strângerea de fonduri pentru a achiziționa o prețioasă tabacheră care i-a aparținut ducelui de Choiseul, unul dintre cei mai renumiți miniștri ai regelui Ludovic al XV-lea. Vine cu detalii colega mea de la școala TV Dicție.ro, Daria Firică. Bună ziua, Daria! Bună ziua, Andy! Muzeul parizian speră să strângă cel puțin 1,2 milioane de euro pentru a cumpăra acea tabacheră din aur colorat căptușită cu plăci din cristal din secolul al XVIII-lea. Muzeul parizian a primit deja o donație din partea Societății Prietenilor Louvre-ului în valoare de 500.000 de euro și continuă în paralel să caute fonduri din partea companiilor și a marilor donatori francezi și străini. Suma totală necesară achiziției este de 3,9 milioane de euro. Ediția din 2017 a fost cea care a avut cel mai mare succes, orată cu achiziționarea unui renumite cărți liturgice. Atunci, 8.500 de donatori au strâns împreună suma de 1,5 milioane de euro. Ulala, cum ar spune francezul! Jimmy Kimmel va prezenta pe 12 martie 2023 cea de-a 95-a gală de decernare a primilor Oscar. Este pentru a treia oară când cunoscutul actor de comedie și prezentator de talk show TV a fost ales în această calitate. Ne oferă detalii colega mea de la școala TV Dicție.ro, Ilinca Olar. Bună ziua, Ilinca! Bună, Andy! Imediat după anunț, Jimmy Kimmel a reacționat printr-un mesaj plin de umor. Să fii invitat să prezint Oscarurile pentru a treia oară înseamnă fie o mare onoare, fie o capcană. În orice caz, sunt recunoscător Academiei de Film Americane că m-a invitat atât de repede după ce toți ceilalți prezentatori buni au refuzat. Gala primilor Oscar din 2022 a fost prezentată de actorul de comedie Chris Rock. Ediția de anul viitor se anunță de pe acum a fi una amuzantă. Rămânem în lumea filmului și vă spunem că Black Panther Wakanda Forever, continuarea producției Marvel afrofuturist de mare succes în 2018, a dominat box office-ul nord-american în primul său weekend de prezență în cinematografe. Ce încasări a avut? Aflăm imediat de la colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Carol Iordoc. Bună ziua, Carol! Bună ziua, Adi! Cu încasări estimate la 180 de milioane de dolari între vineri și duminică în Statele Unite și Canada, această producție Marvel se situează pe locul al 13-lea la topul celor mai bune lansări din istoria la nivel internațional. Filmul a încasat 150 de milioane de dolari. Este o lansare senzațională, spun specialiștii. Wakanda Forever este un omagiul Bosman, starul din primul Black Panther. Iată și trailerul producției. Broken people. Eternal war. He's coming for the surface world. We know what you whisper. They have lost their protector. Them.
În 2022, PC-urile și telefoanele mobile sunt mai folosite decât consolele, iar jucătorii plătesc lunar puțin sau deloc pentru jocuri. Asociația producătorilor de jocuri video din România a publicat cea de-a doua ediție a studiului despre consumul de jocuri video de la noi din țară, la 2 ani după publicarea primei cercetări de acest tip din România. Principalele concluzii le aflăm de la colega mea de la școala TV Dicție.ro, Maia Bălan. Bună ziua, Maia! Bună ziua, Andy! Cercetarea arată câteva date super interesante despre gamerii din România. Dacă nu știați, vă spun eu că sunt mult mai multe femei decât bărbați care utilizează jocuri video. Asta dacă ne punem să comparăm cu datele de acum 2 ani. Totodată, gamerii români preferă să se joace pe PC, în timp ce în restul Uniunii Europene sunt preferate alte dispozitive. În jur de 7,8 milioane de români, cu vârste între 15 și 64 de ani, se joacă pe o platformă de gaming cel puțin o dată pe lună. Cercetarea nu include și copiii de sub 15 ani, ceea ce ne spune că, de fapt, numărul real de gameri este mult mai mare. Studiul mai arată că bărbații preferă PC-ul și consolele, în timp ce femeile optează pentru telefonul mobil. Acestea fiind spuse, salutări gamerilor de toate vârstele, de oriunde ne-ați privit! Știrea care ne lasă cu gura căscată astăzi vine din lumea necuvântătoarelor. O pisică năzdrușnică a reușit să aterizeze într-un loc inedit. Despre ce este vorba, aflăm imediat de la colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Alexandru Ogrendil. Bună ziua, Alexandru! Bună ziua, Andy! Pisica despre care vă vorbesc iubește foarte tare pești. Îi iubește atât de tare încât s-a aruncat după ei într-un acvariu. Nu mă credeți? Atunci priviți și zâmbiți. De gramatică. Întreg stadionul aplaudă sau întregul stadion aplaudă? Care să fie varianta corectă? E bine să știm dacă tot începe campionatul mondial de fotbal. Ne lămurește imediat colega mea de la școala TV Dicție.ro, Maia Bălan. Bună ziua, Maia! Bună ziua, Andy! Adjectivul întreg poate să apară și nearticulat, ca prim termen al sintagmei. Formula este acceptată de toată lumea. Nu se pune problema incorectitudinii. Totuși, având în vedere că, dintre cele două forme paralele, prima, întreg stadionul, are o aplicabilitate limitată la nominativ-acuzativ. Nu se spune întreg stadionului. Iar cealaltă acoperă toată paradigma flexionară. Întregul stadion, întregului stadion. Considerăm că opțiunea pentru această variantă ar trebui încurajată. Adică, întregul stadion aplaudă. Atât pentru azi. Și nu uitați, dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile mele. Vă recomand să lecturați și cartea 613 greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Urmează Bucultura. Dacă vă întrebați ce să mai citiți, vă spunem noi. De fapt, ne spune colega mea de la școala TV Dicție.ro, Violeta Ostaciuc. Bună ziua, Violeta! Bună ziua, Andy! Astăzi vă recomandăm cartea 365 de întrebări și răspunsuri pentru a înțelege lumea, de John Sow. Cartea promite să aducă cele mai ciudate întrebări și cele mai fantastice răspunsuri. Dacă universul se extinde, ce există dincolo de el? Sau de ce plângem când tăiem ceapa? Cum ne vin ideile? Sunt câteva întrebări la care veți găsi răspunsuri răsfoi în cartea. Sper că v-a stârnit curiozitatea, așa că vă urez spor la citit. Și nu uitați, cartea se găsește în librării și la biblioteci. Sport la Avocado News. Atât a citit, merităm și o pauză, și nu orice pauză, ci una sportivă. Deci, nu plecați din fața micilor ecrane. Urmează știrile sportive aduse de colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Robert Scocol. Pentru că, nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Bună ziua, Robert!
Bună ziua, Andy! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Daniel Martin l-a învins pe David Popovici în finala campionatului național de not în bazin scurt, 25 de metri, la proba de 100 de metri mixt. Proba de 100 metri liber a fost câștigată de Popovici, care a stabilit un nou record național. Competiția s-a desfășurat la Otopeni. Record doborât și la fete. Înotătoarea Aisia Claudia Prisecariu, în vârstă de doar 14 ani, a doborât un record vechi de 21 de ani. Prisecariu a devenit prima înotătoare din România care a coborât sub un minut la 100 metri spate, câștigând medalia de aur. Vechiul record aparținea dublei campioane olimpice Diana Mocanu. Aisia Claudia Prisecariu este legitimată la ACS Nada Florilor Fălticeni. În acest an, Aisia a câștigat 3 medalii la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Banská Bystrica, 2 de argint și 1 bronz. Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 începe astăzi cu duelul din grupa A dintre țara gazdă Qatar și Ecuador. Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar va fi difuzat în exclusivitate de postul public de televiziune. Adidas a dezvăluit mingea specială pentru această cupă mondială. Balonul se inspiră din cultura, arhitectura, ambarcațiunile tradiționale și drapelul Qatarului. Franța se numără printre cele 10 națiuni care au cumpărat cele mai multe bilete, alături de Qatar, SUA, Arabia Saudită, Anglia, Mexic, Emiratele Arabe Unite, Argentina, Brazilia și Germania. Competiția va găzdui 65 de meciuri oficiale. Țara gazdă a fost intens criticată pentru modul în care a tratat muncitorii care au lucrat la ridicarea stadioanelor. Competiția debutează azi, deci microbiștii vor fi foarte ocupați în această perioadă. Imaginile lunii vin din handbal. Ultimele secunde din meciul România-Spania au umplut inimile suporterilor de bucurie. Reprezentativa de handbal feminin a României a învins Spania în primul meci din grupele principale de la Campionatul European de Handbal disputat la Skopje. Tricolorele au învins cu 27-28, 12-11 la capătul unui meci încheiat cu gol marcat de Bianca Bazaliu în ultima secundă. Să ne amintim și noi momentul bucuriei. Vreau să mai bage câteva puncte în buzunar, cum a făcut-o meciul cu Germania. Ului, ce trasor i-a rupt palmele Alei și este golul carierei pentru Bianca Bazaliu. 15. Acum e vremea să aflăm și cum va fi vremea. Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Alexandra Mincu, ne spune ce și cum trebuie să luăm cu noi pentru a ști cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Alexandra! Meteo. Bună ziua, Robert! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vremea e ca vremurile, schimbătoare. Dacă până acum toamna a fost blândă cu noi, iată că zilele acestea pare că a decis să întoarcă pagina. Zilele reci și temperaturile scăzute ne dau de veste că iarna e aproape. În București soarele nu se arată astăzi deloc la față. Prin urmare și temperaturile nu vor trece de 3 grade. Deci îmbrăcați-vă bine! Iar dacă duminica asta vă prinde la munte, vă spun că aici vă așteaptă o întâlnire cu primii fulgi de nea. Să nu vă uitați mănușile acasă! Nici la mare nu se arată astăzi soarele. Vom avea aici 8 grade și un cer mohorât. O duminică frumoasă tuturor! Hai, vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți. Și nu uitați că nimeni nu-i perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați, așadar, de la televizor! Amuzant! Nu plecați de la televizor! Urmează rubrica de bâlbe! Da! Da? Da. Da ce? Da, sunt pregătită. Da, nu, da. Da, sunt pregătită, în trei. Are deasupra capului. Nu vede, mă. Nu e scam. E busul. Nu mă. Deci, Taikia Waititi. Nu. E. Că odată scrie Taika și odată Taikia. Abac. Dacă mai dai o dată și o dai mai bine, îți mai dau o mână. Deci îți dau două. Așa se face. Una o ai. Una o am. Și una de la, și una de la tine. O să fac patru. Arată și cinci.
Până la gamerii gamerilor de toate vârstele, de oriunde ne-ați primit. Ați urmărit Avocado News, jurnal pentru copii. Pe săptămâna viitoare!